Bine. Să-ți citești poezia ca și cum ai întrebat pe cineva câte ceasul sau unde e primul magazin alimentar. Să-ți citești poezie de parcă îi răspunde cuiva la ce faci sau ce zici. Să nu mai exagerezi cu acest citit pompos, expresiv și frumos de poezie învățat de la doamna profesoară și să vorbești poezia ca și cum ai scrie-o pe loc, fără chef, ori intenție de a o citi.